În ședința ordinară a Consiliului Local Deva, care a avut loc în această săptămână, cel mai aprins subiect discutat a fost cel legat de finanțarea din bugetul municipalității a activității asociațiilor sportive. Chiar dacă nu a întrunit unanimitatea, proiectul de hotărâre a fost aprobat, iar finanțarea, conform primarului Florin Oancea, se va face respectând normele legale în vigoare impuse de Curtea de Conturi. Am făcut un regulament pentru asociațiile de drept public. Noi ne-am consultat la nivel național, este și o recomandare a Curții de Conturi și practic ceea ce am făcut acum a fost să punem în aplicare legislația în vigoare. Este și motivul pentru care în comisie s-a discutat inclusiv acest punct. Au fost 3 abțineri, dar proiectul a trecut și foarte bine că a trecut, mai ales că în data de 23 august echipa Cetatea Deva începe noul sezon competițional și avea nevoie de aprobarea finanțării. De la bugetul local sunt finanțate, pe lângă fotbal, atletismul sau gimnastica, urmând să se aloce un sprijin mai mare pentru futsal și, din toamnă încolo, să fie direcționați bani și către secția de handbal, care va funcționa în cadrul viitorului Club Sportiv Municipal Deva.